La nivelul județului Bacău a fost gândită o strategie care se va prelungi pe tot parcursul acestui an, având în vedere faptul că este posibil ca în toamna acestui an să vină un nou val de coronavirus în județul Bacău și în România, un plan care a vizat situația cea mai defavorabilă. Și în cadrul acestui plan a fost gândit în primul rând spitalul de campanie care împreună cu baza Letea vor forma o entitate care va fi pusă la dispoziția strategiei pe coronavirus ca o secție externă a spitalului de pneumo din municipiul Bacău și, bineînțeles, finalizarea etajelor 4 și 5 a spitalului municipal din Bacău și transferarea acestuia către Spitalul Județean de Urgență Bacău, așa cum vă spuneam, spital care gestionează întreaga strategie pe coronavirus în județul Bacău, este obiectivul în jurul căruia pivotează întreaga noastră gândire. În ceea ce privește spitalul de campanie, acesta a sosit, în momentul de față este instalat. El se află în proprietatea Departamentului pentru Situații de Urgență, pe o achiziție făcută de către Unifam din Olanda. Mai de față avem specialiști olandezi care pun la dispoziția noastră întreaga investiție cu tot ce înseamnă acest lucru, în cele patru paturi ATI, laboratorul pre-COVID, care este incorporat în cadrul acestui spital și, bineînțeles, împreună cu investiția care municipalitatea a făcut-o la stadionul ETA, va constitui, să zicem așa, unul din obiectivele pe ceea ce înseamnă strategia noastră împotriva acestei pandemii. De asemenea, în zilele următoare, așa cum am mai spus și din discuțiile care au ieșit cu constructorul, undeva săptămâna 1-6 iunie va fi finalizată investiția la etajele 4 și 5 ale Spitalului Municipal Bacău. Această investiție a fost aprobată, trecută prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, s-a invocat situația de urgență la nivel național și putem constata cu toții că atunci când există voință, orice se poate. Nu pot să nu constat faptul că sunt ani de zile de când această investiție stă pe loc. Nu știu care au fost interesele și nu este treaba mea acest lucru, însă e obligația mea să remarc că investiția este pe final. În continuare gândim și alte aspecte legate de această lucrare, pentru că Spitalul Municipal, așa cum a fost el gândit, în integralitatea sa, trebuie fără îndoială să-și găsească o utilitate publică în cadrul Spitalului Județean pentru situații de urgență. În ceea ce privește celelalte aspecte, sunt lângă mine doamna director Alinda, Direcția de Sănătate Publică, și domnul Stoica, directorul Casei de Asigurări, care o să vă dea elementele tehnice în ceea ce privește această gândire, această strategie și, bineînțeles, pașii următori care vor fi făcuți. O să rog pe doamna director Alin să facă această prezentare. Bună ziua, vă mulțumim că sunteți alături de noi pentru a vă comunica modalitatea prin care unitățile sanitare care participă la strategia de acordare a asistenței medicale în contextul epidemiologic al pandemiei COVID își regândesc în acest moment modul de organizare. Așa cum a spus și domnul prefect, acest mod de organizare a trecut într-o altă etapă, în ideea de a amenaja aceste unități de izolare și tratament, sisteme modulare integrate de acordare a asistenței medicale, prin care unitățile sanitare își extind și își revizuiesc aceste modalități de acordare a asistenței medicale în
pandemia COVID. Evident, totul este într-o dinamică. Dinamică în ceea ce privește numărul de cazuri, dinamică în ceea ce privește ocuparea paturilor de terapie intensivă, în ceea ce privește aglomerarea în anumite situații a unor cazuri de infecții COVID-19. În această dinamică trebuie și structura funcțională a acestor unități sanitare să se adapteze la noul context epidemiologic, dar și la actele normative, care sunt și ele într-o continuă dinamică. În acest sens, pentru a ne suprapune și pentru a ne reașeza și adapta structurile acestor unități sanitare, au fost gândite cele trei structuri despre care s-a menționat și aș puncta amenajarea de urgență a etajelor 4 și 5 la nivelul clădirii Spitalului Municipal, amenajare care, cu sprijinul Consiliului Județean și a Consiliului Local, deci această colaborare eficientă, poate să fie finalizată și predată Comitetului Județean de Situații de Urgență în cursul săptămânii viitoare. În acest context, ne aflăm în momentul analizei modalității în care Spitalul Județean de Urgență va beneficia de aceste spații în contextul în care actele normative prevăd ca planul de măsuri pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecției cu coronavirus impune o revizuire și o adaptare a structurii unităților sanitare. În acest context, vorbim de adaptare permanentă, de o flexibilitate, de situații care apar în nou în calea noastră în abordarea acestei pandemii, de utilizare eficientă a resursei umane, dar și de soluții care pot susține planurile de măsuri specifice în prevenirea și limitarea pandemiei. În acest context, este necesar ca structura modernă despre care s-a menționat să fie integrată unității sanitare spre a fi asigura o funcționare eficientă în complementaritate cu ceea ce există la acest moment. Vă mulțumesc. Să rog pe domnul director Stoica să fie o componentă legată de casa de asigurare. Mai spate. Da, e mai greu să vorbești prin mască, dar astea sunt regulile și trebuie să le respectăm. Eu voi vorbi mai tehnic despre pașii care trebuie parcurși ca cele două obiective să devină funcționale imediat. Adică secția externă a Spitalului TBC de la baza Retea, Spitalul TBC fiind în administrarea Consiliului Local, poate fi pusă în funcțiune imediat. Adică în data de 3 poate să fie pusă în funcțiune dacă fizic este gata, în sensul că pașii sunt ușor de parcurs. DSP-ul aprobă noua structură cu secție externă, autorizează, Spitalul TBC își mărește statul de funcții cu aprobarea Consiliului Local, cu medici, asistenți și infirmieri pe care avem nevoie acolo. Acolo se vă opera bolnavi confirmați COVID asimptomatici, deci pregătirea medicului poate să fie de medic de familie, deci rețeaua medicinii școlare. Casa de asigurări finanțează imediat cum semnăm contractul, după ce facem decizia de evaluare, având toate actele spuse înainte, și finanțăm imediat cheltuielile operaționale din acea bază. Să sperăm că nu vor fi mulți bolnavi, dar, cum spunea domnul prefect, acea bază va fi foarte bine pregătită în situația în care, Doamne ferește, sperăm că nu, în toamnă să vină un nou an. Deci, tehnic, baza de la Leta, putem spune că depinde doar de cei care trebuie să semneze niște documente, să le aprobe și ține numai de noi.
de județul Vacoarele, numai de casă. Deci cei care sunt responsabili de SP, Consiliul Local, Consiliul de, cum se cheamă, de stații de urgență, Comitetul de stații de urgență și Casa de Asigurări. În ceea ce privește spitalul municipal, lucrurile sunt și acolo simple. În sensul în care, în momentul când a terminat fizic amenajarea acelui spațiu, eu l-am vizitat, arată foarte bine, etajul 5 e o secție ATI, fiecare salon cu pat ATI dotat, cu sistem de monitorizare de la un pupitru, de la două pupitre sunt pentru cele, în final vor fi 36 de saloane, acum cred că o să pun în funcție 22, deci condiții foarte bune, incomparabil mai bune decât cele care le-am avut până acum în ATI-ul de la boli infecțioase copii, dar în sfârșit ne-am folosit de acea improvizație și nu erau alte soluții în momentul respectiv. Iar la etajul 4, secția de boli infecțioase adulți, cu pacienți confirmați COVID și pacienți la care avem o supoziție de infecție COVID, se mută acolo cu toți medicii, cu toți asistenții. Condițiile sunt incomparabil mai bune. Saloanele au grup sanitar, două baturi în salon, condiții excepționale și așa cum chirurgia pediatrică s-a mutat la maternitate pentru a face loc amenajării spațiului din pediatrie. ORL-ul s-a mutat la oftalmologie pentru a face loc amenajării spațiului din pavilionul vechi, istoric. Așa se mută și boli infecțioase adulți la etajul 4 și se face loc ca acea investiție de 6 milioane de euro făcută de CNI să fie pusă mai repede în funcțiune, iar condițiile pentru pacienți și pentru cadrele sanitare la etajul 4 vor fi excepționale. Nu trebuie decât făcut pași în sensul de aprobare, autorizarea sanitară la DSP, aprobarea circuitelor, Spitalul de Țean să ia în administrare de la Consiliul Local acele suprafețe și casa finanțează imediat. Deci să nu mai ține numai de noi. Nu trebuie să vină nimeni din altă parte să ne spună altceva, că știm ce avem de făcut. Pot deveni operaționale imediat, cum sunt gata fizic. Cred că am fost fără. Mulțumesc foarte mult, domnul director. Deci, ca o concluzie, în perioada imediat următoare, județul Bacău va beneficia de o infrastructură extrem de bine pusă la punct pentru a face față unui eventual val de coronavirus. Este adevărat că în această perioadă tendința este descădere și ne bucurăm foarte mult de acest lucru și la nivelul județului Bacău situația este similară, însă oricând pot apărea complicații. Și așa cum am spus și la începutul acestei discuții, ne așteptăm și suntem pregătiți pentru că vreau să punctez, este obligația noastră a instituțiilor statului să fim pregătiți pentru ce este mai rău. Eventual pentru un nou val de pandemie în toamna acestui an. Practic, infrastructura medicală a județului Bacău, prin venirea spitalului de campanie și finalizarea investițiilor la baza Letea, dacă vorbim de spitalul de campanie, aici vorbim de 56 de paturi, 4 paturi ATI pentru cazuri de simptomatologie medie și, bineînțeles, laboratorul de COVID, care poate să fie oricând pus în funcțiune. Dacă vorbim despre finalizarea lucrărilor la etajele 4 și 5, vorbim de 22 de paturi ATI în funcțiune, cu extindere la 37 la etajul 5 a spitalului municipal, fiecare dintre camerele respective având, putând să aibă extindere la 2-4, ceea ce înseamnă o dublare a capacității la 74 de locuri, într-un caz de excepție, așa cum am văzut și prin alte țări în anumite perioade,
Și bineînțeles, etajul 4, care în momentul de față înseamnă 116 locuri, care oricând pot fi puse la dispoziție atât pentru zona asimptomatică, cât și pentru simptomele ușoare. Este un efort care a fost făcut în această perioadă și de către Guvernul Român și de către autoritățile locale și este cel mai important lucru ca aceste investiții să-și găsească utilitatea de îndată și puse la dispoziția cetățenilor județului Bacău. Este obligația autorităților locale, repet aici, e vorba de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, e vorba de Consiliul Local și Consiliul Județean, care au obligația de a stabili de îndată cadrul legal ca aceste investiții să poată fi puse la dispoziția cetățenilor județului Bacău, atât pe zona de coronavirus, cât și începând de, să zicem, anul viitor, pentru orice gândire poate fi făcută în ceea ce privește atât Bazaleta, cât mai ales Spitalul Județean de Urgență Bacău. Complementaritatea Spitalului Municipal este obligatorie. În cadrul Spitalului Județean de Urgență este un obiectiv care va trebui în ultimă instanță să fie finalizat în integralitatea sa și, bineînțeles, să fie înglobat în cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău. Vă mulțumesc foarte mult și dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Să așteptăm să fie făcute, că poate trece pandemia până... Păi, așa cum vă spuneam, în momentul de față se desface spitalul de campanie. În câteva zile, maxim o săptămână, va fi finalizată această operațiune, el va fi pus la dispoziție de îndată. Bineînțeles că acolo lucrurile sunt foarte clare. Ceea ce vește etajele 4 și 5, am stat cu constructorul, mi s-a spus că și-a dorit foarte mult ca 1 iunie să fie data de predare, dar nu mai mult de 5-6 zile, deci o săptămână. Practic, discuția noastră de astăzi a fost inițiată având în vedere faptul că există o posibilitate ca de îndată aceste obiective să fie finalizate și să clarificăm celelalte aspecte care țin de partea de transfer și de operaționalizarea acestora în cadrul structurilor medicale competente, conform dispozițiilor și regulilor medicale. Dar câte cazuri au fost ieri în Bacău, de pildă, în ultimele zile, poate doamna doctor, ne spune? Media ultimelor zile a fost de 3-4 cazuri, deci nu mai mult de 3 cazuri pe zi. În principiu, astăzi, după informările pe care le aveam la ora la care am plecat de la sediu, ar trebui să avem 502 cazuri. Dacă între timp, deci este o comunicare online, e o comunicare de îndată, oricărui caz confirmat și atunci se actualizează toate aceste raportări. Vom vedea buletinul informativ de la ora 13 al grupului de comunicare strategică. Acolo sunt datele finale care centralizează ultimele 24 de ore. Nu sunt motive de îngrijorare pentru județul Bacău la acest moment cu privire la evoluția cazurilor de îmbolnăviri COVID-19, dar fenomenul trebuie monitorizat, nu trebuie să lăsăm garda jos, nu trebuie să ne relaxăm, deși suntem într-o etapă de relaxare. Trebuie să rămânem antrenați atât în ceea ce privește unitățile sanitare, în ceea ce privește resursa umană, pe care trebuie să o utilizăm eficient, ceea pe care o avem, și mai mult decât atât, trebuie să o menținem într-o stare bună de sănătate. Domnul prefect, nu-i de dorit, dar câte o pandemie din asta mai rezolvă spitalul municipal. Fără ea. Asta... Dacă mai vine una la anul, poate rezolvă stadionul și... Asta am încercat și eu să punctez astăzi și s-a demonstrat că atunci când există voință și dorință, acest lucru este posibil. Deci dacă într-un timp record de sub 40 de zile au putut fi făcute aceste investiții care, repet, ele au fost gândite ca la un moment dat să existe finalizare, prin urmare tot ce înseamnă rețele, tot ce înseamnă condute, tot ce înseamnă partea
tehnică, termică, electrică, ele au fost făcute pentru întreaga clădire. Și bineînțeles că în următoarea perioadă va trebui gândită și strategia ca întreaga clădire să fie finalizată. Vorbim în momentul de față de jumătate din parter, etajul 45 care vor fi finalizate și rămân, bineînțeles, celelalte, cealaltă jumătate de parter, etajele 1, 2 și 3, care cu eforturi din punct de vedere financiar mai mici decât au fost necesare până acum, ele să fie finalizate. Și asta este important, ca întreaga clădire, întreg obiectiv, să fie gândit complementar cu Spitalul Județean. Bun, asta știm, dar da. Ele nu sunt făcute, asta știm discursul ăsta de... Ele sunt în momentul de față, asta am încercat să... Dacă mai vine la toamnă încă un val, poate sunt făcute și etajele 1, 2, 3. Dacă vorbim de coronavirus, eu zic că în momentul de față avem strategia pusă la punct. Deci nu cred că mai e voie să discutăm despre altă infrastructură pe coronavirus. Vorbim în schimb de această clădire, care de ani de zile a stat, nu, din diferite motive, repet, nu este momentul acum să clarificăm aceste lucruri. Probabil că o să discutăm despre ce s-a întâmplat acolo toți anii ăștia. El a fost gândit la început ca fiind un obiectiv care să fie pus la dispoziția cetățenilor municipiului Bacău. S-a venit cu altă gândire, s-a încercat o fuziune care n-a mai avut finalitate. Astea sunt lucruri care, datorită unei lipse de voință sau de o reavoință, ca să spun lucruri pe nume, au stat pe loc. Ori a trebuit într-adevăr să vină această pandemie, să constatăm că avem în dezvoltare un obiectiv care finalizat ar putea să ne ajute, s-a mers pe această inițiativă de a dezvolta doar etajul de 45 pentru coronavirus. Eu am fost absolut de acord cu acest lucru și am susținut această idee. Ea a fost lansată încă de la începutul acestei pandemii ca o soluție pentru județul Bacău, ceea ce este foarte important. Cred că din acest punct de vedere aceste obiective au fost îndeplinite și nu mai avem în momentul de față nicio problemă în ceea ce privește strategia pe coronavirus, indiferent ce se va întâmpla în toamnă. Este obligația noastră, autorităților locale, să fim pregătiți pentru cea mai defavorabilă situație și ne aflăm în această situație. Bineînțeles că nu e momentul să ne oprim. Bineînțeles că va trebui ca să fie găsite în continuare soluțiile pentru ca întregul obiectiv să fie finalizat și să terminăm odată cu această chestiune care trenează de ani și ani de zile în condițiile în care s-a demonstrat că atunci când există dorință, se poate. Și totuși cum s-a ajuns la baza Letea? Poate îmi scapă mie informația. Cum s-a ajuns la baza Letea să fie folosită pentru acest lucru? Deci au fost gândite mai multe locații. Pentru că există în mediul online foarte multe persoane care spun, domnule, era singura bază care mai avea un pic de iarbă, mai... Sigur că da. Deci dacă e să discutăm pe subiectul ăsta, trebuie să vă spun că au fost în discuție 4 locații. Prima locație luată în calcul a fost spitalul, stadionul municipal. Este o locație care a fost folosită la Constanța, a fost folosită, cred că și la Timișoara, s-ar putea să greșesc, la Constanța cu siguranță. Deci au dus spitalul militar în stadion. Din păcate, în momentul de față, clădirea stadionului municipal prezintă un risc foarte mare de siguranță. Știi foarte bine că accesul în spitalul, stadionul municipal, se face prin pasarul acela. Și ISU n-a dorit să-și asume responsabilitatea de a monta acolo spital, având în vedere complexitatea acestei operațiuni. Și atunci a căzut această variantă. S-a discutat despre platforma betonată dintre sala sporturilor și sala de atletism. Și era o idee foarte bună, având în vedere faptul că am fi avut într-o situație extremă și cele două săli care puteau să fie transformate, amenajate, compartimentate și să stea la dispoziția eventualelor pacienți. Am primit o serie de sesizări și din partea unora și din partea celorlalți. Faptul că se dorește ca în următoarea perioadă fenomenul sportiv și de mișcare și așa mai departe să fie dezvoltat de către aceste două entități, respectiv sala de atletism, sala sporturilor din Bacău. Și atunci am renunțat și la această variantă de lucru,
am luat un calcul, având în vedere și faptul că ar însemna să fie montat într-o zonă destul de complicată din punct de vedere al locației, zona centrală, cu posibilități, cu accese și așa mai departe. A fost de asemenea gândită și varianta parcării de la CAEX și acolo am avut o serie de discuții, plângeri, sunt tot felul de societăți comerciale în locațiile respective și am zis, ca să evităm orice altă discuție, stadionul de la Ledea, care oricum el a fost gândit ca și obiectiv pus la dispoziția strategiei pe coronavirus, în investiția care s-a făcut acolo pe tot ce a însemnat și acele containere și clădirea renovată pusă la punct, dacă să aveți timp și plăcere să vă invit să mergeți acolo, să vedeți că este adică ceva deosebit. Și bineînțeles, faptul că exista acel stadion, care oricum în această perioadă nu beneficiază de activități sportive deosebite, întrucât astea sunt condițiile, și asigura locația respectivă, stadionul în sine, faptul că toate utilitățile erau sunt în proximitatea stadionului, deci foarte ușor se pot face conectările și la partea, zona de canalizare, partea electrică și tot ce e necesar pentru punerea în funcțiune a spitalului, și s-a mers la această, pe această variantă. Întrucât acolo sunt, pe de-o parte, în toate condițiile, care nu s-ar fi putut întâmpla în celelalte locații, ar fi trebuit să facem eforturi, investiții și să găsim variante în așa fel încât utilitățile să fie asigurate. Și este situat într-o zonă, zicem așa, mai la către marginea orașului, fără să creeze probleme în ceea ce este relația cu cetățenii. Dar am înțeles că ISU și cu DSP nu a vrut să și asume, nu știu cum... Răspunderea la stadion. La stadion, la interiorul stadionului, da. Deci acolo... Dar și răspunderea că locuiesc persoane acolo și o asumă cineva? Nu știu, poliția locală, am înțeles că... Stadionul municipal. Problema e că stadionul în sine, ca și construcție, avea două avantaje, stadionul respectiv. Unul, că prin structura lui asigură o delimitare foarte clară a zonei. Circuitele pot fi controlate având în vedere că intrarea și ieșirea se fac într-o singură locație. Și avantajul cel mai mare care ar fi avut această locație, apropierea de spitalul județean. Apropierea de spitalul județean, care... și acum discutăm. Faptul că baza Leca este în administrarea municipalității, că acele investiții au fost gândite ca extensia spitalului de Cneom, în mod firesc s-a acoplat pe zona aceasta. Clar, că și exact. Dacă am fi adus spitalul de campanie, să zicem că stadionul ar fi permis lucrul acesta, atunci ar trebui să gândim... Două echipe de medicale. Da. Ceea ce era mai greu. Era de mai greu. Adică s-au așezat lucrurile în așa fel încât avem în momentul de față cele mai bune variante de lucru pentru această situație. Dar acum când ați fost și ați preluat echipamentul sau nu, ați fost dumneavoastră primarul, cei de la ISU, DSP, am înțeles că au fost probleme, ISU și DSP nu au vrut să-și... Nu. Nu, acolo au venit în cursurile de duminică, au lăsat containerul. În cursurile de luni au venit și echipa de lucru din Olanda, care se ocupă de predare efectivă a obiectivului. Acest obiectiv este unul de față al Departamentului Național pentru Situații de Urgență și va fi gestionat de către ISU la nivelul județului Bacău. Și urmează, toate procedurile să se închidă. Dar deocamdată de cine este el? De ce gestionat în momentul de față? Cam înțeles de poliția locală sau cum? Deci până când va fi demontat, adică va fi instalat și predat, de la că să asigură baza și toate condițiile în așa fel încât operațiunea să se desfășoare cu succes. Din momentul în care va fi predat, ISU va fi cel care va gestiona această investiție. Bineînțeles, în complementaritate, așa cum am mai discutat-o, cu spitalul de pneumo din Bacău. Pe partea medicală, de condiții medice și așa mai departe. Unul din containere, dacă ați fost acolo, ați văzut că e
un container special. Acel container înseamnă un laborator pe COVID. Ăla. Da, ăla. Ăla este un laborator compact. Acolo ăla va fi, așa va rămâne, sau mă rog, va fi așezat în așa fel încât să asigure efectuarea analizelor de îndată. Pentru că, așa cum vă spuneam, acolo, pe lângă cei suspecți, vor fi tratate cazurile ușoare, cum se așa și în dreptul. Avem și 4-4 ATI, tot pentru forme ușoare de simptome. Cazurile mai dificile vor fi transferate către celelalte spitale COVID din Neșvesc. Doctor, poate ne mai răspundeți la telefon, dacă sunăm la DSP. Aș vrea să mai spun un singur lucru. Dacă tot discutăm despre situația la zi pe COVID în județul Bacău, întreaga perioadă, vorbim de 3 luni de zile încoace, la nivelul județului Bacău, cu excepția Dărmăneștiului, și aici probabil că ar fi discutat mai multe aspecte. Dărmăneștiul care a fost de la început o chestiune analizată și gândită separat de tot ce a însemnat strategia la nivelul județului Bacău. Chiar și în perioada cea mai dificilă, nu am avut mai mult de 8, 12, 16 cazuri pe zi. În momentul de față, așa cum spunea și doamna director, ne aflăm undeva 2-3 cazuri pe zi, ceea ce arată că încet, încet ne îndreptăm către o finalitate în această etapă. În același timp, nu putem să fim relaxați. Încă n-am încheiat analiza, să zicem, pe primele 2 săptămâni și pe următoarele 2 săptămâni. De aceea, guvernul va veni în următoarele zile cu precizări ce se va întâmpla de la 1 iunie și, bineînțeles, așteptăm data de 15 iunie, care înseamnă finalitatea stării de alertă, când va fi un moment cu adevărat în care putem trage niște concluzii. Doamna doctor, unde sunt cele mai multe cazuri în Bacău? Cazurile nu sunt aglomerate. Am avut cazuri în diferite orașe, am avut cazuri și în mediul rural. Nu au conexiune în principal între ele. Deci nu am putea spune de la o zi la alta că ceea ce mi se confirmă ca și caz într-o zi este într-o corelație și într-o legătură directă cu ceea ce avem în următoarele zile. Deci sunt cazuri dispersate. Dar unde sunt cele mai multe în momentul ăsta? Unde credeți dumneavoastră că sunt? E o distribuție uniformă la nivelul județului, evident raportat și proporțional la populația orașelor. În orașe avem, în municipiul Bacău avem, în Onești avem, în Moinești avem, în Comânești, deci în toate orașele. În Onești avem, deci chiar dacă mă repet, deci peste tot. N-am putea spune că este un fenomen care să fie focusat pe un anumit, pe o anumită localitate. Avea domnul director, stai ca să facă de deci vreau să fac o declarație legată... Un pic. Cătălina. Legată de afirmația domnului primar de la Mănești cu hrana medicilor cazați la hotel sau personalului medical sau auxiliar cazat la hotel de parte de familie. Deci trebuie să vă spunem că Spitalul Onești a primit finanțare de la Casa de Asigurări la nivelul valorilor de contract și peste valorile de contract, unde a avut cheltuieli foarte mari, dovedite cu facturi, chiar dacă numărul de servicii medicale a fost undeva la sub 40%. În cadrul acestor cheltuieli de personal și influențe salariale și premii, există și indemnizația de hrană. Deci personalul medical primește indemnizație de hrană prin grija casei de asigurări. Nu putea DSP-ul să acorde încă o cheltuială pe hrană atâta vreme cât personalul primește indemnizație de hrană de la casa de asigurări. Așa că declarația domnului primar nu este
documentată, putea să sune, să intereseze și să vadă care sunt condițiile legale. Așa să facem declarații și să creăm panică, nu e, cred că e cazul în situațiile de urgență și de alertă.